Ce sentimente vă încearcă la un nou ceas aniversar și ce vă mai puteți dori în acest moment? Ca să fiu sincer, primul și mai important sentiment este bucuria că am ajuns exact la vârsta la care tatăl meu ne-a părăsit. Ce înseamnă asta? Înseamnă tatăl meu era născut pe 4 august și a decedat tot pe 4 august la vârsta de 84 de ani. Exact vârsta pe care o am eu astăzi. Și am zis, domnule, îți mulțumesc, tată, că am ajuns și că îmi dai posibilitatea să mai trăiesc. Este prima bucurie. Celelalte bucurii sunt, se datorează, dacă vreți, faptului că sunt sănătos. Ca orice vârstă, sunt și mici probleme, nu sunt însă probleme de care să mă tem și de care să mă sperii. Dorințele dumneavoastră legate de petrolul, care mai sunt? În acest moment greu al clubului, putem sincer, spune că este... În 2016, când celălalt petrolul a intrat în faliment, am considerat că este necesar, pentru mine cel puțin, să fac tot ce este posibil pentru a renaște o piesă moartă, ca să spunem așa. Și am reușit să facem un lucru bun, până în momentul în care a apărut performanța. Performanța ce înseamnă? Când ajungi deja la Liga 2, Divizia B, cum spunem noi, și trebuie să ajungi la Liga 1. Din acest punct de vedere, noi am ratat 3 ani de zile, 3 ani în care puteam să rezolvăm niște probleme. Și acest rateu, ca să spun așa, eu unul consider și răspund pentru ce spun, că ni se datorează și nouă. Celor care am fondat, fondatorii acestui nou New Petrolul. De ce? Pentru că poate ar fi trebuit să fim mai deciși în, nu în luarea acestor măsuri, pentru că măsurile, chiar dacă sunt discutate, sunt luate de cel care asigură partea financiară. Este cunoscut, asta nu este nicio noutate, dar probabil că ar trebui să intervenim sau măcar să ne spunem oficial punctul de vedere atunci când s-a pus problema jucătorilor care au venit, a antrenorilor care au venit, pentru că în ultimii 3 ani, exceptând pe cei doi din când echipa s-a aflat în campionatul județean și în Liga 3, foarte multe achiziții, ca să spun civilizat, au fost făcute fără verificare, fără a verifica. Deci au fost jucători care au fost luați pe site-uri, fără ca să primească sau să primească măcar o propunere de la un om de fotbal, ca să nu să spun altfel. Iar la fel și antrenorii în 3 ani, deci în afară de vreo 80 de jucători, au fost și 8 sau 9 antrenori. Asta spune ceva, pentru că este inadmisibil și imposibil ca din 7-8 antrenori care trec pe aici, măcar unul să fie cel care să cunoască fenomenul, să cunoască ce se dorește în Ploiești, să cunoască ce posibilități sunt și să-și spună punctul de vedere, indiferent ce se întâmplă cu petrolul, dacă mâine va ajunge din nou în divizia a 4-a sau a 5-a, sau va ajunge campioana României, pentru noi petrolul rămâne totuși același petrolul. Eu o viață întreagă din 1952 până în 1987, efectiv, deci 35 de ani, am fost 15 ani jucător, numai la petrolul și numai în Liga 1, am fost după aceea încă 20 de ani antrenor sau conducător al club, președinte de club. Deci la această întrebare eu am răspuns. Ăsta este punctul meu de vedere. Pentru mine petrolul va exista indiferent unde se va afla. Pentru că nu este numai echipa în sine, este și ideea, dacă vreți, pe care o dă tradiția, o dă și istoria. Și dumneavoastră a spus garanția. O dă performanță, sigur că da. Dumneavoastră a spus garanția sunt și acestui garant, proiect. Sunt unul din garanți, ca să nu spun că sunt garantul, așa, atâta timp cât poate fi înțeles garantul, pentru că sunt unele persoane care nu înțeleg. Avem unii suporteri care spun, eu vreau ca mâine să joc în Liga 1. Sunt alții care poate sunt puțin mai ponderați, dar nu sunt de acord nici cu ei, care spun, ore, și în Divizia 5-a, dacă joc, pentru mine rămâne petrolul. Deci petrolul este o entitate, este un club care s-a respectat și care trebuie respectat și cred că
merită mai mult din toate punctele de vedere, inclusiv de la noi, cei care suntem alături de el. Dar jucătorul profesionist e cel care, în momentul în care vine, că este la Steaua, că este la Dinamo, că este la Petrol, își face datoria. Din păcate, sunt foarte mulți jucători în ziua de azi care nu spun că păcălesc fotbalul pentru că aș fi eu prea dur, dar care, și nu spun nici că sunt prieteni cu jucătorii ăsta, sunt fotbaliști care vor să trăiască bine, vor să câștige un ban și motivul se vede clar în rezultate. Dar eu spun înainte de a fi, principalul vinovat, eu consider că principalul vinovat sunt alți factori. În primul rând, sistemul de organizare al clubului, în al doilea rând, alegerea antrenorului, care trebuie, așa cum am spus, ales în funcție de ce dorește, pentru că vine un antrenor și trebuie să ne spună, în primul, nu mie, ci să ne spună celor în cauză, ce dorește de la această echipă. Nu? Dacă el nu dorește promovarea, atunci ne despărțim. Mă gândesc că e greu, cu toții își doresc. Da. Dar pentru Mircea Dridea, cine ar fi potrivit ca antrenor la Petrolul? Păi cine ar putea în acest moment greu să le redea jucătorilor, nu știu, bucuria de a juca? Două propuneri. L-am pe Mourinho, l-am pe Klopp, am rămas așa ca mulți plăiștinea. Cu Liverpool. Da, exact. Da. Sufletul meu e Liverpool. Eu spun altceva. Antrenorul trebuie să aibă sinceritatea, trebuie să aibă puterea să convingă pe cei, inclusiv pe jucători și pe conducători, că este omul cel potrivit. Pentru că, uitați, nu dau exemplu, am avut antrenori care au venit, au spus că n-au încredere în câțiva jucători, au adus jucătorii pe care i-au dorit și la primul pas greșit au plecat împreună cu jucătorii. Asta nu este o performanță, este o greșeală pe care o fac multe echipe românești, dar eu spun la fel de vinovați ca ei, dacă nu mai vinovați, sunt cei cu care au decis să colaboreze, deci conducătorii. Eu sunt martor, sau am fost martor la foarte multe veniri, la foarte multe schimbări. Ploieștiul și noi, cei care am jucat în Ploiești și care, pe undeva am făcut și puțină istorie privind clubul nostru, am primit cu speranță, cu dragoste, am încercat să încurajăm pe antrenorii care au venit la noi. Pentru că am considerat că au venit să facă treabă. Și treabă înseamnă rezultate. Nu? Nu totdeauna am fost de acord. Dar, până la urmă, drepturile noastre sunt să ne spunem punctul de vedere strict personal. Nu să facem apologia problemei și să decidem noi ce trebuia să facă alții. Am terminat liceul la 17 ani, am terminat facultatea la București, Institutul de Petrol și Gaze, la 22 de ani. Păi cum așa de repede? Păi dacă m-am dus de 6 ani la școală și cu 11 clase, 17 ani. Și 5 ani în facultatea, 22. Și la 22 de ani și 2 luni eram dublu campion al României. Deci am terminat facultatea, nu liceul. Ok. Da. Și cum au fost acele momente? Că înțeleg că ați avut și medii bune și note bune în condițiile în care vă duceați și la fotbal. Văd că sunteți destul de bine informată. Am reușit, nu mi-a fost ușor deloc, mai ales când până am terminat facultatea. După ce am terminat facultatea, însă am simțit eu și au simțit și alții o explozie mult spus. De exemplu, am terminat facultatea în iunie 1959. Peste 2 luni am debutat în echipa națională, peste încă 2 luni, dacă nu mă înșel, da, eram aproape titular în echipa națională. În 1966 am reușit al treilea titlu, după ce în 1963 reușisem și câștigarea unei cupe a României. Deci pentru un personaj, un jucător care la 22 de ani a fost campion și nu uitați, am fost campion ai României în anul sau în anii în care exista la București CCA, actualmente Steaua, exista Dinamo, exista Rapid, după aceea a venit Craiova. Cu Craiova n-am ajuns să ne intersectăm, ca să spun așa, nu? Deci este și poate că aici am avut și eu un merit, dar meritul cel mare l-a avut, dacă vreți, ambianța, atmosfera
în Ploiești s-a dorit fotbal, s-a vrut fotbal, iar orașul era alături de noi. Explicați-ne puțin cum era în acele vremuri. Te lăsa să mergi la fotbal sau școala importantă în acea epocă? Primeai dispense? Nu trebuia să fii prezent? Nu. Și acolo și a fost, da, vă spun, în timpul facultății nu mi-a fost deloc ușor, pentru că trebuia să merg, făceam naveta, mergeam la București, la București stăteam la Cămin, undeva pe Calea Victoriei era Căminul, da? Marțea și joia veneam la antrenament, deci la cursul, marțea și joia, da? Iar de vineri seară până duminică stăteam în cantonament și jocul propriu-zis. După ce am terminat facultatea, normal fiind aici, făceam antrenamentele în grup și atunci s-a simțit, dacă eu spun că am simțit pe pielea mea ce înseamnă pregătirea. Eram mult mai bine pregătit, eram mult mai bine odihnit, eram mult mai bine hrănit și toate împreună duc la, în afară de asta, faptul că noi am reușit performanța aceasta cu Petrol se datorează și grupului pe care l-am avut. Noi am avut o atmosferă foarte frumoasă, eram solidari, eram uniți, ne savuram victoria, mai ne întorceam capul. Vă spun, în Ploiești, dacă pierdeam un joc, ne era rușine să ieșim din casă, pentru că erau cei care ne băteau obrazul. Acum avem navetiști care pleacă până la București, avem băieți care se mută din an în an la altă echipă și care consideră că, vă spun sincer, am vârsta pe care o am. Sunt mulțumit? Nu. Sunt mulțumit pentru ce avem. Avem o casă, avem o mașinică, avem un Polo, cea mai mică marcă de la mă știu, nu mai știu de unde sunt. Nu contează, dar sunt mulțumit pentru că merg pe stradă și întâlnesc oameni care mă salută. Și asta poate înseamnă mai mult decât o vilă sau decât, nu știu, un Ferrari. V-ați autoeducat cu această mentalitate învingător? Poate că le mulțumesc și părinților, poate că mulțumesc și mediul în care m-am trăit și în care m-am realizat, dacă pot spune că m-am realizat. Niciodată n-am sperat că îi putem învinge pe Liverpool, însă am crezut tot timpul că putem să nu ne facem de râs. Noi ne-am gândit, eram Petrol, o echipă mică, o echipă, am programul jocului când conducerea celor la Liverpool, după ce au prezentat jocul, în primul joc disputat la Liverpool, a spus să vedem cum vom reuși să rezolvăm jocul în deplasare la Budapesta. Deci pentru noi, Petrolul era, și nu e o greșeală pe care o făcut-o mulți. Cei din Occident nu sunt descuzați ei, poate că suntem noi descuzați, cei care nu i-am convins mai repede unde ne aflăm. Dar sigur au aflat ulterior, pentru că ați ajuns la un meci decisiv. Da, și să știți că am ajuns la un joc decisiv datorită unui, nu pot să-i spun domn, că era tovarăș, așa undeva din răsărit, care, mă refer la arbitru, care a reușit să ne, nu să ne fure termenul, este grav pentru că trebuie să-l dovedești. Dar nu? Să nu vă dea toate... A reușit să nu ne ajute și nici să, sau să-i ajute pe ceilalți. Deci rămâne așa și un regret? Da, rămâne un regret, sigur că da. Rămâne însă tot timpul mândria noastră că am jucat cu cine? FC Liverpool. Echipa care poate că valorii nu era atât de mare cât e cea de astăzi, dar era campioana Angliei, Anglia care în acel an, 1966, era campioana lumii. A fost campioană mondială, nu? Da. Cea mai frumoasă amintire de la echipa națională care ar fi? Păi eu aș zice că debutul a fost. Debutul a fost cea mai frumoasă amintire. Ultima amintire. Cea mai urâtă. Cea mai frumoasă amintire se datorează faptului că în august 1959, deci la două luni după ce am terminat facultatea, am debutat în echipa națională într-un joc cu Polonia la Varșovia. 30 august, rezultatul Polonia 2, România 3. Întâmplător sau nu, cele trei goluri au fost marcate de mine. Deci a fost un debut favorabil, să spună. Ce favorabil, că nici nu puteați visa, cred, la să meargă totul, da, așa. Da, să faci o glumă, că știu că dumneavoastră mai savurați și glumele. În acea perioadă, președintele Federației Române de Fotbal era fostul ministru al nostru de externe, domnul Corneliu Manescu. Așa,
50% plăieștean datorită soției dânsului, da. Și când am venit de la aeroport, am mers direct la Casa Centrală a Armatei. Ți-o minte că acum ne-a dat și prima. Prima era cam așa, cam cât salariul pe o lună de zile. Așa. Dar atunci m-a întrebat, măi, Dridea, cine te-a băgat în echipa națională? Dumneavoastră, tovarășul general. Eu știam că au avut o discuție și că tovarășul general Cornel Menescu le sugerase celor doi antrenori. Secund era antrenorul meu, Ilie Oană, cel care m-a cizelat. Eu am avut două mari șanse ca jucător. Când am fost junior, am fost pregătit de Traian Enescu, fost antrenor mare la Dinamo, așa, și când am trecut la senior, am fost cizelat, ca să nu spun mai mult, de către Nea Ilioana. Să știți că și prezența unui antrenor contează foarte mult în viața unui jucător. Da. Cum era Ilie Oană? Dânsul se comporta ca un om foarte calm, să știți, și impunea acest lucru și jucătorul. Când ești calm într-un joc, impui, dacă vreți, și cum să spun, dai încredere în copiii, în oamenii tăi. Da. Și încrederea asta, am fost la Liverpool. Vorbea un stadion, e același Anfield ca astăzi, nu? Stadion cu 46 de mii de oameni, stadion arhiplin, pentru că la ei nu conta dacă juca Liverpool cu Internaționale sau cu Petrolul. Lumea veneau, aveau abonamente pe un an de zile și veneau. Știa să aleagă jucătorii și știa să formeze echipe. Adică prin dânsul s-au schimbat câteva generații de jucători și până au obosit generația cea veche, din care am făcut și eu parte, lucrul a mers bine. În acel moment a fost foarte greu, pentru că a fost foarte greu să schimbi 4, 5, 6 jucători. Astea sunt deja probleme pe care antrenorii care doresc să fie antrenori le cunosc. Pentru asta eu le-aș sugestiona celor care sunt astăzi undeva sus, acolo la echipa națională, să învețe nu de la jucători, să învețe de la antrenorii pe care i-au avut. Pentru că fiecare jucător a avut de-a lungul anilor 4, 5, 6 antrenori. Nu există jucător care să se fi născut, cum să vă spun, atotștiutor. Și în fotbal contează. Ilie Oană era secund și atunci la meciul acela de la care ați povestit. De debut, nu, da. La un moment dat spuneați, a fost în Elveția, da? În Elveția-România. Ultimul joc, da? A fost în Elveția când în Ilie Oană... A fost ceva în neregulă? Sigur a fost, vă spun. Aveam și eu deja, aveam câțiva ani în spate. Deci acest joc s-a disputat în 67, deci aveam 30 de ani. Atunci noi am stat la un hotel, am mai spus-o, deci nu poate nimeni să mă condamne, deci se știe la nivelul nostru, că am stat la un hotel italian, eram în serie cu Italia și nu s-a riscat și am fost și am mâncat la ambasada noastră de la Zurich. Se pare că doctorul nostru ne-a pus ceva în cafea sau ceva ca să ne... Așa, asta este părerea noastră și nu am fost contraziși, ca să spun așa. Asta ar fi singur, dar ați simțit ceva în neregulă? Adică era toată lumea mai apatică? Erau colegii mai leșinați? Nu era toată lumea, eram toți 11, pentru că asta este o altă problemă. Sunt jocuri la care nu te simți bine, sunt jocuri la care ai emoții, sunt jocuri la care ești depășit de importanța lui. Nu? Mai rămân totuși jucători, 3, 4, 5, care țin echipa, nu? La noi toți au fost, pe românești, au apus un pământ. Da. De la cap la coadă? De la cap la coadă. De la primul, de la numărul 1 la primul. Și nu existau în acea vreme controle sau să poți să... Ce controle se pot face? Nu? Nu știu cum, undeva într-o cafea, nu? În primul rând că n-au fost droguri. Este clar, n-au fost droguri, n-au fost... Au fost niște întăritoare, ca să spun așa, care se mai practică și astăzi, nu? Nu pentru dovadă, uitați-vă ce se întâmplă cu prietenii noștri, că marea majoritatea a sportivilor n-au dreptul să participe la Olimpiadă din aceste. Dar astea sunt deja lucruri dovedite, atunci au fost niște presupuneri,
Și am rămas cu presupunele, dar am rămas și afară. Din 11 jucători, 18 n-au mai jucat în echipa națională. Și a fost cazul și al Onelu, nu? Vai, așa câtorva jucători foarte importanți. Care au fost prietenii noastre cei mai buni în fotbal? În afară de prietenii mei, pentru că și în echipa de club, ai colegi de echipă și ai și prieteni. Cei mai buni prieteni ai mei au fost Costică Tabacea, cel care a decedat pe teren în 1963, probleme nedepistate la timp. După el, Mihai Mocanu, și el decedat pe altă problemă. A fost regretabil un jucător care a jucat titular în echipa națională și a pierdut un picior, probleme de circulație și motiv pentru care a și dispărut. Sunt deja din 2009, 12 ani. Din afara clubului Petrol am avut doi prieteni buni în cine? În Nelu Nonweiler, stoporul care m-a ciomăgit de câte ori mă prindea, dar am rămas prieten pentru că fiecare își făcea datoria lui, și Nae Waidă, fost jucător la Progresul București, trăiește încă, este cu 4 ani mai mare ca mine, nu? Doi băieți deosebiți, luptători exemplari pentru echipă, dar și oameni. Și în ziua de azi știți ce înseamnă om, cu O și M, cu litere mari. Da. Ați jucat într-o perioadă boemă a fotbalului. Vă impresiona un fotbalist anume în acea perioadă? După mine, cel mai mare jucător și atunci și pentru mine a rămas este Pele. În acea perioadă am avut șansa mare că am jucat împotriva Portugaliei, unde juca unul aproape la fel de mare ca Pele. E vorba Eusebio. De Eusebio. Și am avut, în noiembrie 65, am jucat România-Portugalia împotriva lor la București. Am avut și marea satisfacție că am câștigat cu 2-0. Erau preliminariile la mondiale, dar din păcate nu mai aveau nicio importanță, pentru că eram pe locul 3 din cele 4 echipe. Da, dar să aibă cuvinte de laudă la adresa ta, nu știu, un Eusebio sau un... Bănuiesc că nu e la îndemâna oricui, nu? O știți și pe asta. Păi nu? Da. Cum da, este, vă spun, cea mai mare satisfacție a mea a fost poate și un articol frumos, poate și emisiunea dumneavoastră, deci totdeauna am apreciat și am stimat pe cei care au scris despre noi sau despre mine, și chiar când n-au scris prea bine, și o să vă dau și exemplu, dar am spus și repet, cea mai mare satisfacție o am pentru că în programul jocului din primul rând cu Liverpool la ei acasă, în programul lor, îmi pare rău, nu știu că l-am, dacă vreodată o să mai veniți în Ploiești, o să vi-l arăt, au prezentat jucătoriștii și a scris despre Ionescu Mihai, despre Mocanu, despre toată lumea, despre Badea, despre Mircea Dridea, și a spus la urmă, ultima concluzie, zice, în meciul disputat cu Portugalia, celebru Eusebio l-a remarcat ca fiind jucătorul numărul 1 pe teren. Vă dați seama, poate că n-am fost chiar așa ceva, pentru că îmi dau seama și sunt realist ce înseamnă să te cheme Eusebio sau ce înseamnă să te cheme altfel. Care a fost cel mai bun, talentat român pe care l-ați întâlnit în bătăliile dumneavoastră pe teren? Eu nu am fost și am jucat 15 ani și 300 de jocuri la Petrol. Nu m-am considerat niciun moment ca fiind printre primii 20 de jucători cei mai talentați. Și cifre sunt peste Dobrin. Dați voie, peste... ca și primii 15 jucători mai talentați. Însă vreau să mi se recunoască faptul că am fost printre primii 3 jucători utili. Pentru că una este să fii talentat și alta este să fii util, nu? Talentat este și jucătorul care ați văzut driblează 3 adversari și de la 10 metri trimite mingea afară. Util e cel care este la locul potrivit. Și am dat, să știți, la 300 de jocuri, am dat 150 de goluri pentru Petrolul. Și 10 jocuri în 20. În echipa națională n-am apucat decât 18 jocuri. Am dat și acolo niște goluri. Cu echipa de club am jucat în Champions League, în Cupa Cupelor, în Cupa Orașul Târgu. Din 20 de jocuri am marcat și acolo 10 goluri. Deci poate că n-a fost chiar elementul întâmplare. Mircea Dridea are în topul golgheterilor este peste Dobrin, de exemplu. Cum sună asta? All time. Da, da. Nu, ca să nu mai zic de domnul Hagi mai în vremurile noastre. Da.
Am mândria că sunt la un gol de Gică Hagi, în topul marcatorilor, numai că Gică Hagi a jucat probabil mai mult de 100 de meciuri de afară. Nu a jucat la Barcelona, a jucat și la Real, a jucat în Turcia, a jucat în Italia. Deci dacă nu? Stătea mai în aici? Dacă era în continuare. Era cam greu. Da. Despre Dobrin am mai exact aceeași părere ca și despre Gică Hagi. Spun că este greu să spui care a fost mai bun. Cert este că sunt convins că ei sunt cei mai buni doi jucători pe care i-a avut România până în momentul de față. Cel mai bun a fost cei doi. Da. În perioade dificile, pentru că este foarte greu să-l compar pe Dobrin din anii 60-70 cu Gică Hagi din anii 90-2000, nu? Da. Este fotbal altul, este mai perfectibil, este mai mult fizic, dar rămâne tot fotbal, nu? Aceiași adversari, nu? Aș vrea să închei prin a vă întreba dacă, prin prisma soției dumneavoastră și a socrului, înțeleg că dânsul era cu CCA-ul, da. Cu... Socrul meu a fost fondatorul clubului CCA, a fost antrenorul în primele trei ediții, când CCA a fost campioană în anii 48-49, da. După aceea a fost antrenorul echipei naționale, iar în ultima perioadă a fost președintele Federației Române de Fotbal, da. Și n-a încercat să vă deturneze în Ghencea? Să știți că au fost discuții, dar toate purtate la nivel amical. La fel a fost și Traian Enescu, care a fost antrenorul meu și m-a format ca jucător în perioada junioratului. Dânsul și înainte de asta și după asta a fost antrenor la Dinamo și putea mai repede să mă ia acolo. Și de ce ați rămas toată viața doar la Petrol? A mai fost, ca să completez ce am avut de spus, a fost și problema când m-am căsătorit, deci ne-am cunoscut în 61, în 62, ne-am căsătorit, am fost chemat pe aici, că știți cum era pe vremuri, și mi-a tovarășul de domnule, că dumneavoastră, că am auzit că bunicul viitoare dumneavoastră soție a avut restaurant în București și știți că s-ar putea să aveți probleme. Mi-a spus, stați liniștiți că eu nu plec de la Ploiești. Eu rămân pentru, cum am spus, pentru părinții mei și pentru cei din oraș. I-am convins. Ați fost fidel o viață unui singur club. Da? Numai la Petrol am jucat, da. Exact. Și dacă vă uitați azi în urmă, regretați vreo ceva? Nu. Credeți că ați fi ajuns? Nu. Să știți, uitați, ați văzut ce am. Am un apartament cu 3 camere, am o mașină acolo, dar am bucuria că pe lângă astea am 2 copii. Să vă trăiască. 2 fete, da, trecute de 50 de ani, așa, pentru că și noi avem o vârstă. De la ele am 5 nepoți. 2 sunt în România, 3 sunt în Statele Unite cu mama lor. Sunt acolo, fiica noastră cea mică e măritată acolo. Nu vă întrebam în ideea în care poate ați fi ajuns în străinătate. Vi s-ar fi permis să mergeți în străinătate în acea perioadă? Mă gândesc că... Nu ni s-a pus problema. Erau ani în care puteai să rămâi la nivelul de echipă națională, nu? Sau chiar la nivelul unui club. Jucam cu Liverpool și spuneam pa copii, nu? Nu, dar n-am spus-o, n-am simțit nevoia. Ați avut ocazia să rămâneți am avut într-o țară ocazia, și să fost, nu vă mai întoarceți? Ocazia au fost, să știți, însă niciodată n-am pus problema. Deci, dar alții au făcut-o? Din colegi? Au profitat din colegi, de vreun... Din colegii noștri de la Petrol, nu. Din contră, am avut un necaz, am prins un turneu de iarnă, turneele noastre de iarnă erau făcute cu jocuri amicale, jocuri de pregătire, și am fost în decembrie 1961, ianuarie 1962, am fost în Indonezia. Din Indonezia am trecut, am văzut toată Asia. Am trecut prin Singapore, am trecut prin Hong Kong, am stat în Hong Kong, am fost în insula Bali, așa. Dar ce vreau să spun, la plecare, eram cu toți pe aeroport și ni s-a fost cunoscut că 2 din jucătorii de bază, unul se numea Neacșu, celălalt Marin Marcel, n-au avut voie să plece. A fost o anonimă, probabil că a fost și semnată această anonimă, în care se spunea că dacă pleacă, nu se vor mai întoarce. Ei n-au mai plecat, noi ne-am întors, dar să știți că a fost o chestie care astăzi ni se pare neverosimilă. Atunci însă ni s-a părut, nu că am trecut-o cu vederea, dar lumea zice, măi, hai să vedem despre ce-i vorba, nu? E adevărat sau nu? Au fost. Deci să vă spun încă o dată, niciodată nu m-am gândit că ar trebui sau aș putea să rămân. Și am fost plecat de destul. Ați avut ocazie. Eu am avut și ocazie, mi s-a dat și drumul să plec
și în perioada cealaltă. Deci am fost cu soția, am văzut toată Europa și am fost, în afară de ce am fost cu petrolul și cu echipa națională, am fost și cu mașina personală. Să știți că am fost și mi-am văzut și dosarul de securitate. Aolea, nu da, cred. Nu, am fost ce am văzut pentru... Când asta? În 1999. Așa. În București, pe Victoria acolo, imediat în dreapta. Dar am văzut și dosarul, dar am stat liniștit, pentru că știam că, nu că n-am avut probleme, dar ciudat este că n-am fost niciodată solicitat. Asta mi s-a părut. Dar deja trecem la alte probleme. Da. Dacă vreți la altă misiune. Da. Când ați avut timp să deveniți și maestru în șah? Și adevărat, știți de ce? Că la 10, 11, 12 ani aveam un club aici, unde aproape, unde jucam șah, am învățat șah. La 15 ani chiar cochetam binișor cu el, până am ajuns să trec dincolo la petrol. Dar vă spun, dacă m-aș mai naște de 10 ori, tot la fotbal m-aș duce. Tot la fotbal. Eu vă spun, să știți, sportul de echipă te educă, te învață multe. Și te învață să fii prietenos, te învață să fii coleg, te învață să fii responsabil, pentru că dacă astăzi nu pot eu, mă ajută colegul meu. Dacă mâine nu poate el, îl ajut eu. Deci este asta legea solidarității, nu neapărat a compensației. Haideți să încheiem prin a da un sfat, că până la urmă sunteți o persoană avizată, celor de la echipa națională a României, că de la Petrolul am înțeles care vă sunt gândurile. Îl avem pe acest Mirel Rădoi, tânăr, își dorește. Ce mai înțelegeți dumneavoastră din lotul echipei României astăzi? Și ce speranțe să avem? Dacă totuși îmi puneți o întrebare și vreau să fiu deschis și puțin dur. Vă rugăm. Și puțin dur. Ei trebuie să înțeleagă amândoi. Sunt la început de carieră. Rădoi și Mutu vă referiți. Da, mai ales Mutu. Că nu contează cât de mare fotbalist ai fi, dacă nu rezolvi problemele antrenoratului, păi spectatorul te dă cu cum să spune vorba românească, te dă de pământ. Ăsta e un termen mai dur pe care unii nu-l pot înțelege, nu? Deci ei trebuie să înțeleagă că au ajuns aici pentru că au făcut sport de performanță, pentru că au reușit în acest sport de performanță și pentru că doresc, ceea ce este foarte important, să facă și carieră de antrenor. Pentru că este una să fii jucător și atunci îți vezi de treaba ta și alta e să fii. E mult mai greu, să știți că am fost și eu antrenor, este mult mai greu să fii antrenor. Jucător îți faci datoria mai bine sau mai mult sau mai puțin bine, nu? Dar ca antrenor depinzi de tot ceea ce face echipa. Știți că e o vorbă. Merge echipa perfect, 20 de jocuri câștigate. Ce spun spectatorii, ce spun ziariștii, ce spun reporterii? Dom'le, avem o echipă minunată, avem niște conducători și avem și un antrenor. La trei înfrângeri, ce se întâmplă? Cine pleacă? Antrenorul. De-aia spun, adică ei trebuie să încerce, chiar dacă mâine sunt printre cei mai buni antrenori ai Europei, trebuie să învețe în continuare. Deci aveți speranțe pentru echipele naționale? Da, până la dânsi, să știți că eu spun că jucătorii care vin azi la echipa națională au o mare parte din vină. Pentru că am curajul să spun, cred că sunt jucători care consideră ca obligație principală clubul de la care vin, pentru că de acolo sunt plătiți. Atunci ei ar putea, așa cum a spus un jucător care joacă pe la Lazio, doamne, nu vă supărați, e prea târziu ca să mai revin. A fost condamnat poate de unii, dar eu spun că a procedat corect. A fost cinstit și a zis, poate că nu mai reușesc să fac față și la joc, și la club, și la echipa națională. Păi ajungi capitan la Lazio, tu, Ștefan Radu, fiind. Da, spun, sigur că da. Și nu mai poți pentru România, adică l-ați înțeles, asta spuneți. L-am înțeles, sigur că da. A fost dezamăgit de niște lucruri aici, cu siguranță exact. Și-ar poate fi dorit. Că a avut o reținere, în momentul în care a fi dorit să vină, nu a fost băgat în seamă. Și la asta mă gândesc. Asta probabil anii trecuți, nu acum.